Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Astăzi facem prezentarea mașinii. Este vorba despre un Audi A5 Sportback din anul 2017. O mașină care în decursul a 2 ani de zile a avut ceva puține modificări pe parte exterioară. Cea mai importantă modificare și principala este culoarea. Este o folie de la Techwrap care se numește Acid Lime. Codul de culoare este RB07. De asemenea, și grila a fost colantată în negru lucios. Pe partea laterală, jantele au fost schimbate cu unele pe 19, cu dimensiunea balonului 255x35 R19. Etrierii vopsi sunt în aceeași culoare cu caroseria. Aici avem un fulticrom, toate trimurile au fost colantate într-un negru lucios, la fel ca oglinda și pragul de S-Line, pentru a da un contrast mai interesant între verde și negru. Pe geamurile de spate au fost aplicate o folie fumurie ceramică, ce permite intrarea razelor de soare de până la 1%. Aici aveți și Instagramul meu, puteți da un follow. Partea de caroserie avem un cupe în 4 uși, deoarece nu avem ramă la geam, nici în față, nici în spate. Asta este principala diferență între Audi A4 și Audi A5, ar putea spune, deoarece la bază este aceeași mașină identică, interiorul este la fel, platforma pe care au fost create este identică, platforma se numește MLB Evo Plus. În partea din spate avem niște stopuri full LED cu tehnologie 3D, cu semnalizările pe LED, dar din păcate nu sunt cele dinamice, dar asta va fi următoarea modificare, următorul retrofit, vom pune niște module, sigla și ea neagră, altfel cum se putea. Suportul prins cu o bandă dublă adezivă specială, difuzorul spate și el vopsit în negru lucios. Dacă mă întrebați unde a fost colantată mașina a fost colantată la băieții de la Gvinel Vâlcea. Sunt sigur că mă veți întreba în comentarii prețul. Prețul a fost în jur de 1400 de euro fără TVA. Iar acum să trecem la interior. Cam așa arată și la interior. Trimurile au fost și ele colantate în aceeași culoare ca și mașina. Cam așa. Acesta este și volanul în trei spițe S-Line, comenzi pe volan. Avem navigația este cea 3G Plus. Navigație de top cu diferite moduri de condus, autoconfort dinamic, individual. Din păcate avem doar
avem doar direcția electrică ce poate fi setată, motorul și cutia, nu avem amortizoare electrice pentru a întări sau ridica sau coborâ suspensia pentru sportivitate și așa mai departe. Plafonul este gri, avem și lumini ambientale, aici urmează să colantăm și partea asta în aceeași culoare. Cam asta e în mare parte la interior, nu are rost să vă povestesc despre Distronic, comenzi vocale și așa mai departe. Ca motorizare avem un motor de 2 litri, motor ce dezvoltă 190 de cai, 400 de Nm, 0 stă în circa 7 secunde. Este un motor cu normă de poluare Euro 6 din generația EA288 pentru cunoscători. Motor foarte fiabil, cu un consum foarte mic și cu performanțe cât de cât zic eu ok, 190 cai, 400 Nm. E suficient pe un Audi A5, nu cred că ai nevoie de mai mult. În decursul a 2 ani de zile n-am avut niciun fel de probleme cu acest motor, doar ulei și filtre. Motor destul de complicat, părerea mea. Dacă vei ajunge să ai probleme cu el, cam așa arată sub capac. Motor foarte complicat, care vine cu o distribuție variabilă. Asta înseamnă că axul cu came se mișcă în funcție de poziția pedalei de accelerație, ajutând la un consum, deoarece supapele de admisie se închid și intră mai puțin aer și combustibil, automat în consum mai scăzut, iar partea opusă, cât pedala este mai apăsată, cu atât se deschid mai tare și îți oferă cei 190 de cai putere. Cam atât la partea de motor. Cam asta a fost și clipul, un clip scurt. A fost doar un clip de prezentare, oricum vor reveni cu partea a doua, cea de test drive. Nu uitați să-mi dați un like și un subscribe. Vor mai apărea în curând și câteva videoclipuri, niște car vloguri cu diferite mașini. Cei care aveți mașini cât de cât modificate, puteți da un mesaj, vom face un vlog împreună, Instagramul meu găsiți în descriere. Atât pe azi, la revedere!